De mai mulți ani, apicultorii se plâng de insecticidele care omoară albinele, mai exact de neonicotinoidele folosite în agricultură. Deși acestea au fost interzise, totuși până în prezent 11 state membre ale Uniunii Europene au adoptat derogări de la regulă sub forma unor autorizații de urgență. De această dată, lucrurile se vor schimba radical deoarece Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat definitiv. Rona David a urmărit subiectul și ne va spune mai multe despre această decizie a Forului European. Bun găsit! Este o decizie recentă, mai exact din data de 19 ianuarie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat împotriva autorizațiilor de urgență luate de anumite state membre pentru a continua folosirea semințelor tratate cu neonicotinoide considerate dăunătoare. Motivul este unul cât se poate de real. Aceste insecticide omoară albinele. Tratamentul preventiv al semințelor cu aceste substanțe interzise încă din 2018 nu mai poate fi folosit în mod excepțional ca până acum. În 2020 au fost autorizate derogări exprese pentru neonicotinoidele din sfecla de zahăr, pe baza unor studii care dezvăluie riscurile acute și cronice suportate de albine din cauza semințelor tratate cu aceste produse. Mai multe asociații acuză că autorizațiile de urgență au fost acordate în mod abuziv, mai mulți ani la rând și fără o justificare suficientă. Voi face un mic istoric al neonicotinoidelor. În 1985, o firmă farmaceutică din Germania brevetează primul produs pentru ca micile plante care apar din semințe să nu fie devorate de insecte. În anul 2000 mai apar încă două astfel de substanțe insecticide cu care se tratează semințele de porumb, de floarea soarelui și de rapiță. Insecticidele s-au bucurat de un mare succes, fiind folosite de agricultorii din peste 120 de țări. S-a constatat însă că din cauza lor, populațiile de albine din Europa se împuținează. Astfel, în anul 2013, Uniunea Europeană limitează anumite neonicotinoide, iar în 2018 se interzice utilizarea lor ca insecticid în tratarea semințelor de porumb, de rapiță și de floarea soarelui.